Doamne, odihnește și sufletul adormit pentru Domnul, fratele nostru Gheza, cu tot neamul lui... Fiica marelui sculptor Vida Gheza, Zoe Vida și ginerele academicianul clujan Marius Porumb au fost prezenți la manifestările omagiale in memoriam. De dimineață, mormântul sculptorului, care a unit cerul cu adâncul și suferința umană cu binele și frumosul care dăinuie, s-a umplut de gerbe de flori, iar preoții au oficiat o ceremonie religioasă. Sunt 100 de ani de când a venit în lume Vida Gheza și el, cu harul și lumina pe care Dumnezeu i-a dat-o, va rămâne veșnic. Manifestele omagiale au continuat apoi cu o slujbă de pomenire a sculptorului la Catedrala Ortodoxă Episcopală Sfânta Treime, în prezența înalt preasfinției Sarle Justinian, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, urmate apoi de o seară de evocare a marelui sculptor. În memoria artistului, simbol al orașului, în Baia Mare va fi inaugurat un atelier memorial, ce va deveni, pe lângă o atracție turistică, loc de pelerinaj și contemplare pentru studenții și artiștii care activează în domeniul în care s-a consacrat marele artist, a precizat primarul urbei. Este un simbol al orașului nostru. Acest om, acest maestru a ajuns la rangul de simbol pentru că a îmbinat arta cu implicarea socială. A fost un luptător pentru estetic, dar și un luptător pentru drepturile celor mulți. Un mare artist revine acasă la Baia Mare. Revine acasă în sensul că, pentru moment, Vida a fost uitat, poate, dar este unul din mari artiști ai României, care a fost de o calitate, un artist de excepție, care a avut o activitate extraordinară, a avut nenumărate expoziții în străinătate și în țară. Marile muzee din România au în colecțiile lor opera lui Vida. Centenarul Vida Gheza se va desfășura pe tot parcursul anului. Manifestele omagiale urmând să se organizeze și în Cluj și București, dar și în capitala Italiei.